Those of you who have never stood before people to preach God's word do not realize what an awesome responsibility it is. Aceia dintre dumneavoastră care n-a stat în fața unei mulțimi să predicați, nu vă dați seama ce responsabilitate este aceasta. Think of a surgeon who's doing a brain operation, a serious brain operation on a patient. Gândiți-vă la un doctor chirurg care face o operație pe creier unui pacient. He can't take it lightly. Nu o poate face ușor. Because it's a matter of life and death. Pentru că această operație pe creier a chirurgului este o chestiune de viață și moarte. So he scrubs his hands and sometimes for 15 minutes, half an hour. Deci chirurgul acesta își spală mâinile adesea poate până la 15 minute. Sterilize all the instruments in the surgery. Se sterilizează toate instrumentele de operație. And they have to be so careful monitoring with so many instruments. Și atâtea instrumente sunt acolo pentru monitorizarea operației. Because that person could die on the operating table. Pentru că pacientul acela e în pericol de moarte pe masa de operație. Same with a heart surgeon. La fel cu un chirurg care operează pe inimă. But all of that compares with nothing compared to proclaiming God's word. Însă aceste operații nu se compară cu proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. The sad thing is that most of us may have seen pastors who are professionals. Trist este că mulți dintre noi suntem obișnuiți cu pastori care sunt profesioniști. They preach to earn a living. Care predică pentru bani. In the Bible, în Biblie, there was not a single preacher from Genesis to Revelation who preached in order to earn a living. De la Geneza până la Apocalipsa, nu veți găsi niciun predicator care să predice cuvântul pentru bani. They preached because God called them. Ci au predicat pentru că Dumnezeu i-a chemat. The first preacher in the Bible was Enoch. Primul predicator din Biblie a fost Enoch. He preached about judgment. El a predicat despre judecată. He didn't preach to make money. El n-a predicat pentru bani. He didn't preach to get a salary every month. El n-a predicat pentru un salar lunar. And he didn't preach to please people. Și el nu a predicat pentru a fi de placul oamenilor. He is the first preacher mentioned in the Bible. El este primul predicator menționat în Biblie. I want to read to you what he preached. Vreau să vă citesc ce a predicat el. But before I preach to you what he preached, I want to tell you how he lived. Dar înainte să vă spun ce a predicat el, vreau să vă spun cum a trăit. It says in Genesis in chapter 5. În Geneza capitolul 5. In verse 22. Versetul 22. Enoch walked with God for 300 years after he became the father of Methuselah. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. And he had sons and daughters. Și a avut fii și fiice. For the first 65 years he had no children. În primii 65 de viață n-a avut copii. But something happened when his first son was born. Dar s-a întâmplat ceva când lui Enoch s-a născut primul copil. We don't know exactly what happened, but something happened. Nu știm exact ce i s-a întâmplat, dar ceva i s-a întâmplat. And he had a crisis with God. Și a avut loc o criză a lui cu Dumnezeu. Maybe his wife was seriously sick and was going to die or something. Poate soția lui era să moară la naștere sau așa ceva. See, many people turn to God only when there is some trouble. Vedeți, mulți oameni se întorc la Dumnezeu doar atunci când dau de necaz. When everything is going smoothly, they don't think about God. Când totul merge bine, nimeni nu se gândește la Dumnezeu. If you look at your own life, you'll find it's like that. Și dacă te uiți în viața ta, vei vedea că poate așa e și tu. When everything is going smoothly, we don't think much about Almighty God. Când totul merge bine în viață, parcă nu ne gândim așa de mult la Dumnezeu. But when things go difficult, then we begin to pray. Dar atunci când lucrurile încep să meargă în direcție greșită, începem să ne rugăm. And maybe that's why Enoch turned to God when his wife was going to deliver a baby. Și poate de aceea Enoch a fost determinat să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu când soția lui năștea un copil. But something else happened then. Dar s-a mai întâmplat un lucru atunci. Because God told him something about his son. Pentru că Dumnezeu i-a spus ceva în legătură cu fiul lui. We do not know the language that Enoch spoke. Nu știm ce limbă vorbea Enoch.
But I have read that the meaning of the word Methuselah. Însă am citit că cuvântul Metusala al fiului său înseamnă this, asta. That when he dies, că atunci când moare, judgment will come. Judecata va veni. So, which means God must have spoken to Enoch and said, listen. Dumnezeu trebuie să-i fi vorbit lui Enoch și i-a spus. That child, when that child dies, I'm going to judge the world because the world has become so wicked. Ascultă, când fiul tău Metusala va muri, eu voi judeca lumea pentru că ei au devenit atât de răi. And if you read further in that story. Și dacă citiți mai departe în Biblie, Methuselah lived for 969 years. Metusala a trăit 969 de ani. He was the man who lived longest among all human beings. Este omul care a trăit cel mai mult pe acest pământ. And in the moment he died, și în momentul în care Metusala a murit, the flood of Noah came and destroyed the world. A venit potopul lui Noe și a distrus lumea. That's written here. Asta e scris aici. The day he died, the flood came. În ziua în care a murit Metusala a venit potopul. But God had predicted that when he was born. Dar Dumnezeu prezisese acest lucru când Metusala s-a născut. But you know when a baby is born. Dar știți, când într-o casă se naște un copil. You don't know how long he's going to live. Nu știi cât va trăi acel copil. There are babies who die in 3 months. Sunt copii care mor în primele 3 luni de viață. So when Enoch had this baby. Și când Enoch avea acest bebeluș. He didn't know how long the baby is going to live. Nu știa cât va trăi fiul lui. He didn't know he's going to live for 969 years. N-avea în gând că va trăi 969 de ani. And you know how babies are, they get sick so often. Și știți cât de ușor se îmbolnăvesc copiii? Every time the baby got sick. Și de fiecare dată când copilul se îmbolnăvea. Enoch would have thought, is that the end of the world? Enoch se gândea, oare acum va muri și va fi sfârșitul lumii? Or if he had an accident. Sau dacă va avea un accident. Or he went somewhere and didn't come back for some time. Sau va ajunge undeva. He'd be worried, is he dead? Se îngrijora dacă întârzia Metusala să fi murit. So, supposing you had a child like that. De să presupunem că tu ai avea un copil ca el. God Almighty appeared to you in a vision. Și Dumnezeu îți descoperă. And said to you, și îți spune. When your child dies, the world is going to be judged. Când copilul tău va muri, în ziua aceea lumea va fi judecată. I tell you, it'll change your life completely. Îți spun că ți-ar schimba viața complet. It changed Enoch's life. Și a schimbat viața lui Enoch. I don't know what type of person he was before that. Nu știu ce fel de om era Enoch înainte de nașterea lui. That time it says he started walking with God. Dar Biblia spune că de la nașterea copilului Enoch a umblat cu Dumnezeu. Every day. În fiecare zi. Walked with God. Umbla cu Dumnezeu. He walked with God because he knew that everything around him is going to pass away. God. El umbla cu Dumnezeu pentru că știa că într-o zi tot ce e în jurul lui va fi distrus. He saw the wickedness of people around him. El vedea răutatea oamenilor din jur. And God told him to preach and warn them. Și Dumnezeu i-a spus lui să predice și să le spună. So the first person who warned the world about judgment was not Noah, but Enoch. Deci primul om care a avertizat lumea că va veni o zi a judecății n-a fost Noe, ci a fost Enoch. Let me turn to the book of Jude in the New Testament. Să deschidem la cartea Iuda în Noul Testament. Here it tells us what Enoch preached in verse 14. În versetul 14 ne spune ce a predicat Enoch. In Jude verse 14. În Iuda 14. Enoch, who was the seventh from Adam, prophesied saying, behold, the Lord came with many thousands of his holy ones. In verse 15, to execute judgment on everybody, to convict the ungodly of all their ungodly deeds, which they have done in an ungodly way and all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. So the first preacher in the Bible. Deci primul predicator din Biblie. He didn't preach for a salary. Care n-a predicat pentru un salar. And he didn't preach to be popular. Și n-a predicat din dorința de a fi popular sau cunoscut.
Many preachers today preach for a salary. Mulți predicatori astăzi predică pentru bani. And if they get a better salary in some other church, they go there. Și dacă primesc din partea unei biserici un salar mai mare, se mută acolo. And it's because of such preachers and pastors that Christianity has sunk so low. Și datorită acestor predicatori a ajuns creștinismul așa de jos. There are very few prophets in the world. Sunt foarte puțini profeți în lumea asta. A prophet never preaches for salary. Dar un profet nu predică niciodată pentru bani. He never preaches for popularity. Niciodată nu predică pentru popularitate. Like a good doctor, he tells people the truth. Și ca un doctor bun, el le spune oamenilor adevărul. He gives them a scan of their heart and tells them about their sin. El le spune starea inimii și le vorbește despre păcat. And he tells them about the judgment of God upon sin. Și le spune despre judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. That's how Enoch was. Așa era Enoch. Think if all the preachers in the world had been like Enoch. Gândește-te dacă ar fi toți predicatorii din lume ca Enoch. We wouldn't have this third-rate corrupt Christianity that we see in the world. N-am avea creștinismul acesta corupt în ziua de astăzi. In every country in the world. Și în fiecare țară din lume. We have Christians who sing songs, read the Bible, go to church, but live in sin. Avem creștini care cântă în biserică, citesc Biblia și când se duc acasă trăiesc în păcat. Și asta pentru că păstorii și predicatorii lor trăiesc în păcat. They don't have a calling from God. Și nu au o chemare de la Dumnezeu. They don't hear God like Enoch. Nu-L mai aud pe Dumnezeu ca Enoch. They don't realize that the world around them is going to be judged. Și nu știu că lumea din jurul lor va fi judecată. They don't take their ministry more seriously than a heart surgeon. Doing surgery on a patient. Nu își iau în serios slujba de misionari ca un doctor care își ia în serios slujba de operație. And that's why many people turn away from Christianity. De aceea mulți oameni întorc spatele creștinismului. In India, în India, 98% of the people do not believe in Christ. 98% din populație nu crede în Hristos. And you know how many people that is? Și știți ce înseamnă 98% în India? That is more than 1,100 million people don't believe in Christ. Înseamnă peste 1,100 milioane de oameni care nu cred în Hristos. They don't even believe that Christ is anything but a human being. Ei nu cred că Iisus este mai mult decât o ființă umană. But I want to say another thing. Dar vreau să vă mai spun un lucru. I've traveled all over India. I have traveled all over India and I know. Am călătorit în întreaga Indie și știu. India has not rejected Christ. India nu l-a respins pe Hristos. India has rejected the Christ they have seen in Christians. India l-a respins doar pe Hristosul pe care l-a văzut în creștini. And when I speak to a Hindu, și când vorbesc cu hinduși, Muslim, sau cu musulmani, I tell them this. Le spun asta. You'll be surprised to know, I said. Ai fi surprins să știi. That I also că și eu rejected the Christ that I see in many Christians. Că și eu însumi l-am respins pe Hristosul pe care îl văd în creștini. Because that's not the real Christ. Pentru că acesta nu este adevăratul Hristos. All these Christians who live in sin. Toți creștinii care trăiesc în păcat. All these Christian leaders who are preaching for popularity and honor and money. Toți liderii creștini care predică pentru bani și popularitate, ei nu sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Ei sunt slujitori ai sinelui. Și predică o Evanghelie creștină a lui Hristos. Eu resping asta mai mult decât în urmă cu 35 de ani această învățătură. Și acesta este un gunoi care merită aruncat la coșul de gunoi. Și m-am dus în Biblie să găsesc ce înseamnă cu adevărat creștinism. Și iată ce mi-a schimbat viața. Eu cred că mulți dintre voi aveți un creștinism fals. Nu dau vina pe voi. Vă acuz pe cei care v-au învățat așa. Să presupunem că un student studiază 10 ani în facultate. And he can't even read. Și citește tot timpul. 10 years in a school and he can't even read. 10 ani și el nu știe nici măcar să citească, să spună. Cine ar trebui acuzat? Students or the teachers? Studentul sau profesorii? Teachers. Profesorii. Our Christian churches are like such schools. Așa sunt multe biserici creștine astăzi, ca școlile acestea. What is the first thing a child learns in school? Care e primul lucru pe care un copil îl învață în școală? ABC. ABC. To read. Să citească. That's the first thing. Asta e primul lucru. You don't teach a person geography and chemistry and nu se predă în clasă întâia geografie și chimie. Do you know what's the first thing the Bible says we got to learn?
Știți care spune Biblia că este primul lucru pe care trebuie să-l învățăm? The Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Biblia spune că teama de Domnul este începutul înțelepciunii. That means when you become if you want to know about God, the first thing you need to know is the fear of God. Asta înseamnă că dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-L cunoști este frica de Dumnezeu. Ca să te închini lui Dumnezeu, să știi că e sfânt, să știi că ești responsabil înaintea Lui pentru viața ta și să urăști ceea ce El urăște și să iubești ce iubește El. That's the first thing you've got to learn. Acesta este primul lucru de învățat. You can't really understand the Bible before you learn the fear of the Lord. Și nu poți înțelege Biblia până nu înțelegi frica de Domnul. You don't need the Bible to learn the fear of God. Și n-ai nevoie de o Biblie ca să înveți frica de Domnul. Way back in the beginning we read about Enoch and then after him we read about a person called Noah. Acolo la început am citit despre Enoch, dar apoi citim despre Noe. And Noah was also a preacher. Și Noe acesta era de asemenea un predicator. He's the second preacher mentioned in the Bible. Ăsta era al doilea predicator din Biblie. What did he preach? Și ce a predicat el? He preached judgment. A predicat judecata din nou. So the first preacher in the Bible, we saw that, preached judgment against sin. Deci primul predicator din Biblie predica judecata împotriva păcatului. We read that just now, that the Lord is going to come to judge all those who live in sin. El a spus că Domnul va veni să judece pe toți cei care trăiesc în păcat. And Enoch preached that for 300 years. Și Enoch a predicat asta 300 de ani. And God says, that's enough, you come home now. Și Dumnezeu a spus, ajunge, vino acasă acolo. Nobody listened. Dar nimeni n-a ascultat. Then God raised up another man called Noah. Apoi Dumnezeu a ridicat un alt om, pe Noe. Noah was born about 69 years after Enoch died. Noe s-a născut cam 69 de ani după moartea lui Enoch. And he lived for 600 years. Și el a trăit 600 de ani. And he also preached judgment. Și el de asemenea a predicat judecata. He says the world is going to be judged. Și a zis, lumea se va schimba. And the only people who believed him. Și singurii oameni care l-au crezut pe Noe. His wife and the three sons and three their wives. A fost nevasta lui, cei trei fii și cele trei nurori. But why did they believe him? Dar de ce l-au crezut pe Noe? Because they saw in his life. Pentru că au văzut în viața lui. He lived in such a way as knowing the world around is going to pass away. Că el trăia în așa fel încât se aștepta ca lumea să treacă. You know, the way your children grow up is an indication of your religion. Știți, așa cum ne cresc nouă copiii și se comportă, indică spre religia părinților lor. In many countries I have seen. În multe țări am văzut. Even in India. Chiar și în India. The children of many preachers are wayward and worldly. Copiii multor predicatori sunt lumești și de partea de Dumnezeu. Why is that? De ce? Because the parents preach one thing in the church, but they don't live like that at home. Pentru că părinții lor predicau una în biserică și trăiau alta acasă. And the children see, my dad doesn't really believe all that he preaches. Au văzut asta. And they turn away from God. Și s-au întors de la Dumnezeu. They don't believe that the world is going to be judged. Și nu cred că lumea va fi judecată. But Noah was different. Dar Noe era altfel. He was a preacher who all his children believed what he said. El era un predicator pe care toți copiii lui l-au crezut. And they cooperated with their father in building the ark. Și au lucrat împreună cu tatăl la clădirea arcii. He was a wonderful father. Era un tată minunat. He may not have been a very intelligent person like some of us. Poate nu era așa de inteligent ca unii dintre noi. But he was a good father. Era un tată bun. Because he taught his children the fear of God. Pentru că și-a învățat copiii în frica de Domnul. And so he saved the lives of his children. Și astfel a salvat viața fiilor săi. And he was a good father who made sure that his children married God-fearing wives. Și a fost un tată bun care i-a ajutat pe fiii săi să se căsătorească cu soții temătoare and de Dumnezeu. So the wives also got saved. Și nurorile lui au fost mântuite. So that was one of the first churches in the world. Asta a fost dintre primele biserici din lume. You know, church means just a called out group, a group called out from the world. That's the meaning of the word church. Asta înseamnă biserică, un grup chemat sau scos din lume.
Noi credem că biserica înseamnă biserică baptistă sau pentecostală. Astea sunt doar organizații pământești. În Noul Testament, biserica înseamnă un grup scos, un grup chemat afară. And his family was a group called out of the world. Noe și familia lui au fost un grup de oameni chemați afară din lume. That means they lived different from the rest of the world. Asta înseamnă că au trăit diferit de restul lumii. That's what a church should be. Și asta ar trebui să fie o biserică. A group of people who live completely different set of values from the rest of the world. Un grup de oameni care au un set de valori complet diferit de ceilalți din lume. They don't talk about worldly things. Nu vorbesc despre lucruri lumești. Don't watch the filthy movies the worldly people watch. Nu se uită la filmele murdare la care se uită lumea. They live in the world. Trăiesc în lume. They earn their living. Câștigă bani în lume. They work. Noah worked, his children worked. Lucrează așa cum și Noe și copiii lui lucrau. Jesus worked as a carpenter. Iisus a lucrat ca și tâmplar. Apostle Paul worked as a tent maker. Apostolul Pavel a lucrat ca și făcător de corturi. God's people are hard-working people who work to earn their living. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni harnici care lucrează ca să-și câștige existența. But dar they don't live for this world. Ei nu trăiesc pentru lumea aceasta. They know that their life in the world is like a short journey. Ei știu că viața lor în această lume este ca o călătorie scurtă. And once that journey is over, și odată ce s-a încheiat călătoria, stand before God. Ei vor sta înaintea lui Dumnezeu. And Noah brought up his family to believe that. Și Noe a convins familia lui de aceste lucruri. So Noah, deci Noe, had this first church which consisted only of his family. El a făcut această primă biserică în familia lui. And he preached judgment. Și a predicat judecata. Și a predicat 120 de ani. Nobody believed it. Și nimeni nu l-a crezut. They thought he'd gone mad. Credeau că e nebun. Today, many people don't preach about judgment because it's not a very popular subject. Astăzi mulți oameni nu predică judecata pentru că nu este un subiect foarte popular. For example, when was the last time you heard a sermon on hell? On hell. De exemplu, când ai auzit ultima predică despre iad? I can't remember when was the last time I heard a sermon on it. Eu unul nu mi-amintesc când am auzit ultima predică despre iad. It's not a very popular subject. Nu e un subiect tare popular. But it is real. Dar e adevărat. Shall I tell you something? Să vă spun un lucru? Do you know who preached about hell more than any other preacher in the Bible? Știți cine a predicat în Biblie cel mai mult despre iad? Jesus Christ. Iisus Hristos. Why did he preach about hell so much? Dar de ce a predicat el așa de mult despre iad? Because he came from heaven and he knew what hell was like. Pentru că el a venit din rai și a știut cum arată iadul. And he knew how God hates sin. Și știa cum cât de mult ura Dumnezeu păcatul. He doesn't hate sinners. El nu urăște păcătoșii. But he hates sin. Dar urăște păcatul. And if you want to know how much God hates sin. Și dacă vrei să știi cât de mult Dumnezeu urăște păcatul. It's important for us to know that. E important să știi asta. One example. Un exemplu. Is the story of Adam and Eve. Este întâmplarea cu Adam și Eva. That is your father and my father. Ăștia sunt strămoșii tăi și ai mei. Eve is your mother and my mother. Eva e străbunica ta și a mea. The first human beings God created. Primii oameni creați de Dumnezeu. They committed one sin. Ei au comis un păcat. What would you do if your son made one disobeyed you once? Tu, ce ai face dacă fiul tău ar greși o singură dată? How many of you would kick out your son from your house for disobeying you once? Care dintre voi și-ar da fiul afară din casă dacă i-ar greși o singură dată? Jesus said. Iisus a spus that there is no father who is as good as God. Că niciun tată de pe pământ nu e așa de bun ca Dumnezeu. He is a million times better father than you and me. Dumnezeu e de un milion de ori un tată mai bun decât tine și decât mine. But he kicked out Adam from the paradise for one disobedience. Și totuși, pentru o singură neascultare, l-a dat afară pe Adam din Eden. That's true. E adevărat. We can't understand that. Trebuie să înțelegem și nu putem să înțelegem. Because we don't understand how holy God is. Pentru că nu înțelegem cât de sfânt e Dumnezeu. Because we were not taught the fear of God when we first became Christians. Pentru că atunci când devenim creștini, nu învățăm ce înseamnă teama de Domnul.
I grew up in a church where they never taught me the fear of God. Eu am crescut personal într-o biserică în care nu m-au învățat ce înseamnă să mă tem de Dumnezeu. That's like going to a school where they don't teach you ABC. E ca și cum ai merge la o școală unde nu te învață abecedarul. And most churches are like that. Și așa sunt cele mai multe biserici. How did I learn it? Și cum am învățat totuși? Thank God I had a Bible. Slavă Domnului că am avut o Biblie. If I had lived on earth 600 years ago. Dacă aș fi trăit pe pământ în urmă cu 600 de ani. 600 years ago there were no printed Bibles. Acum 600 de ani nu existau Biblii tipărite. Nowhere in the world. Niciunde în lume. And if I grew up in India 600 years ago. Și dacă aș fi crescut în India acum 600 de ani. I would never have known the fear of God. N-aș fi cunoscut niciodată teama de Domnul. I would not have had a Bible. N-aș fi avut o Biblie. I'm so thankful that I was not born 600 years ago. Și sunt așa de mulțumitor că nu m-am născut acum 600 de ani. I'm so thankful that I was born in the 20th century. Sunt așa de recunoscător că m-am născut în secolul 20. And that I could read so that I can read what God has said. Și știu să citesc și pot să citesc ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. So they don't teach you in church, you've got a Bible, you can learn the fear of God at home. Deci dacă nu înveți frica de Domnul în biserică, nu e problemă, ai o Biblie, studiază acasă. So I learned the fear of God at home. Așa că acasă am învățat eu ce înseamnă să te temi de Dumnezeu. What did I read? Și ce am citit? What you read? Ce ai citit și tu? What I just told you. Ce ți-am spus? Don't you know that the story that God sent out Adam and Eve from the Garden of Eden for one disobedience. Întâmplarea cu Adam și Eva, cum pentru o singură neascultare au fost izgoniți din Eden. That's not something new you heard tonight. Asta nu este ceva nou ce auziți astă seară. You've heard it so many times. De atâtea ori ai ascultat. But have you seen that shows you something of how much God hates sin? Dar n-ai înțeles că Dumnezeu atât de mult urăște păcatul. Not 200 sins, but one sin. Nu 200 de păcate, un păcat. Which company will sack a person for making one mistake? Care companie ar da afară un om pentru o singură greșeală făcută? Which father will kick out a son for disobeying him once? Care tată și-ar da afară fiul din casă pentru and o greșeală? That also for what we think is such a small thing like don't eat from that tree. Și asta mai ales că te gândești ce a făcut Adam? A mâncat dintr-un pom. Doamne, tu să dai afară un om doar pentru atât? The reason we ask that question is because we don't know the fear of God. Motivul pentru care punem astfel de întrebări este că nu cunoaștem, nu ne temem de Dumnezeu. Understand the holiness of God. Și nu înțelegem sfințenia lui Dumnezeu. And because we don't understand the holiness of God. Și pentru că nu pricepem sfințenia lui Dumnezeu. Even Christians play the fool with sin. Chiar și creștinii se joacă cu păcatul. It doesn't matter. Și spune, nu contează. God is not so strict. Dumnezeu nu e chiar așa de strict el. That means they have not read Genesis chapter 3. Asta înseamnă că n-au citit Geneza 3. They don't understand that God hates sin. Și atunci ar înțelege că Dumnezeu urăște păcatul. So that's the number one example right in the beginning of the Bible that tells us that God hates sin. Acesta este un alt exemplu scris chiar în Geneza, în care arată că Dumnezeu urăște păcatul. There's one more example. Și mai este un exemplu. On Calvary's cross. Pe crucea Calvarului. When Almighty God, the Son of God, came to earth as a man. Când Dumnezeu Atotputernic, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ ca un om. God the Father sent his Son. Dumnezeu Tatăl și-a trimis Fiul. To die. Să moară. For people who hated him. Pentru oamenii care l-urau. People who had rejected God. Care îl respinseseră. There we see God's tremendous love. Acolo vedem dragostea uriașă a lui Dumnezeu. See, I would not. I tell you honestly, I will not send my son to go and die for somebody who hates me. Acum eu vă spun sincer, nu l-aș fi trimis pe fiul meu să moară pentru oameni care îl urăsc. I may allow my son to jump into a river to rescue his brother who's drowning or something like poate that. Poate că aș permite fiului meu să sară într-un râu să-și salveze fratele lui care se neacă. But if my enemy is drowning in that river, I'm not going to send my son to risk his life. To save that. Dacă dușmanul meu aș vedea că se neacă în râu, poate nu aș permite fiul meu să-și pericliteze viața sărind după el. Și nu cred că nici tu ai. Eu cred că și tu ai face la fel. You will allow your son to risk his life for something which is precious. Ei permite fiului tău să-și riște viața pentru ceva valoros. Not for people who hate you. Nu pentru oameni plini de ură care te urăsc pe tine. You see the love of God. Dar aici vedem dragostea lui Dumnezeu. That people who hated him, he sent his son. Că Dumnezeu și-a trimis fiul său să moară pentru oameni care îl urau. Dar vreau să vă spun aceasta.
other way to save man from hell. Dacă ar fi existat un mod, un alt mod în care omul să poată fi salvat, salvat de iad, orice alt mod. Don't you think God would have chosen that? Nu credeți că Dumnezeu ar fi ales acest mod? Do you think God the Father had great delight seeing his son suffer on the cross? Crezi că Dumnezeu, lui Dumnezeu chiar așa mare plăcere a făcut să-și vadă pe fiul său atârnând pe cruce? Which father would like to see his son being tortured? Cărui tată ar place să-și vadă fiul torturat și omorât? God didn't find any delight in that. Dumnezeu Tatăl n-a găsit nicio plăcere în aceasta. Why did he do that? Dar de ce și-a trimis fiul? Because an all-wise God saw. Pentru că un Dumnezeu there is no other way. Înțelept, a știut că nu există o altă cale. To save the human race. Să salveze rasa umană. But you say, can't God just forgive? Dar voi spune, Dumnezeu n-ar fi putut să ierte pur și simplu? If my son accidentally breaks something in the house, dacă fiul meu din greșeală sparge ceva în casă and comes and says, Daddy, I'm sorry, și vine și îmi spune, tată, îmi pare rău. I don't even punish him. Nici măcar nu-l pedepsesc. I say, it's okay, son, forget it. Îi spun, e ok, fiule, las-o bază. So we say, can we go to God and say, God, I'm sorry, I did a lot of wrong things. Deci n-ar fost oare posibil ca noi să mergem la Dumnezeu și spunem, Doamne, am greșit. Can't God just say, okay, forget it. Și nu putea Dumnezeu să spună, bine, ești iertat. Now, if it's a small thing like something broken in the house, that's okay. Dacă e un lucru minor, ca și cum ai sparge o vază în casă, nu e regulă. Sin is not a small thing like that. Dar păcatul nu e ceva mic. Sin is like if my son has murdered 200 people with gun and daggers. Păcatul este ca și cum fiul meu ar fi împușcat sau omorât 200 de oameni. He's murdered 200 people in the town. Să omoare 200 de oameni în orașul meu. And I'm sitting there as the judge in the court. Și eu sunt judecătorul în tribunal. My son comes there. Și intră fiul meu. And the prosecutor shows how he killed 200 people. Și procurorul demonstrează cum a omorât 200 de oameni. My son says, Dad, I'm sorry. Și tatăl meu spune, și fiul meu spune, tată, îmi pare rău. What do I do? Ce am să fac eu ca și tată? Oh, son, I love you. Forget it. Oh, fiule, te iert, te iubesc. Even an earthly judge. Chiar și un judecător pământesc n-ar putea să facă asta. However much he loves his. Oricât de mult și-a iubit fiul. And Almighty, you know, the sense of justice that we have on this earth is a small picture of the justice of Almighty God. Știți, simțul justiției pe care l-avem noi este doar o mică parte din justiția lui Dumnezeu. We've all heard of upright judges who will never do anything wrong. Auzim despre judecători drepți care n-au greșit niciodată. Where did they get that sense of justice? Dar de unde vine acest simț al justiției? From God their creator. De la Dumnezeu creatorul lor. He is perfectly just. El este desăvârșit. And that's why he could not just say, okay, forgiven, go. Și de aceea Dumnezeu ca un judecător n-a putut spune, bine, ești iertat, pleacă. That sin has to be punished. Și a zis, păcatul acela trebuie pedepsit. Now, so as a judge I have to say, listen son, you can say sorry as much as you like, but you got to be hanged, you got to be executed. Deci eu ca și judecător voi spune, fiule, poți să zici cât vrei că îți pare rău, nu te pot ierta, trebuie să fii spânzurat, trebuie să fii executat. Many countries in Europe, they don't have the death penalty now. Acum nu mai avem pedeapsa cu moartea în România. In India we still have it. În India o mai avem. It's in the Bible in Genesis chapter 9. Și în Biblie există în Vechiul Testament. And India follows the Bible more than many countries in Europe. Și să știți că Biblia are mai multe legi din Biblie decât multe țări în Europa. That's something God has instituted. Deci este ceva ce Dumnezeu a instituit. Dumnezeu a spus că dacă cineva omoară un alt om, el trebuie omorât. Tu poți crede ce vrei sau eu pot crede ce vreau. Dar tu nu ai creat acel om care a fost omorât. Dumnezeu Atotputernic l-a creat și pe acel omorât. Și Creatorul lui spune, dacă tu omori una dintre creaturile mele, și viața ta trebuie luată. That's God's law. Așa este Dumnezeu. He's got more right. Asta e legea lui. To write laws for his creation more than you and me. Și Dumnezeu cunoaște mai bine legile pentru creația lui decât tu și eu. So I say to this son of mine, you got to be hanged. Și spun eu ca judecător acestui fiu al meu, trebuie să fii spânzurat. That's what God says to us. Și așa ne spune Dumnezeu nou. The soul that sins, it must die. Sufletul care păcătuiește trebuie să moară.
Atât. Because sin is more serious than 200 murders. Pentru că păcatul e mai serios decât 200 de crime. Now if God could, if somebody else came, supposing another son of mine came and said, "Okay, Dad, I will die in his place." Și dacă un alt fiu al meu acum la tribunal vine și spune: "Tată, vreau eu să mor în locul fratelui." Don't hang him, hang me. Nu-l spânzura pe mine, pe el, ci pe mine. Do you think any earthly judge will accept that? Credeți că vreun judecător de pe pământ ar accepta așa ceva? Supposing the son's, my wife, the mother comes in. Sau să presupunem că soția mea, mama copilului vine. Okay, my husband, don't kill my son, I'll die. Și ar spune: "Soțule, omoară-mă pe mine, nu pe el." I'm sure many mothers would be willing to die in the place. Eu sunt sigur că multe mame ar fi gata să moară pentru copiii lor. Do you think any judge will say, "Okay, you die in his place"? Crezi că vreun judecător ar accepta să spună: "Bine, mor în locul lui"? Nu. That judge will lose his job if he says. Pentru că dacă ar spune asta, judecătorul ar fi dat afară. Nobody else can be hanged in the place of one criminal. Și nimeni nu poate fi omorât în locul altui om. Nowhere in the world. Nici unde în lume. That is against all principles of justice. Asta este împotriva oricăror principii ale judecății. Supposing an angel in heaven comes to God and says, "I'm willing to die in place of all these people." Sau să presupunem că un înger al lui Dumnezeu vine înainte lui Dumnezeu și îi spune: "Eu vreau să mor pentru acești oameni." God will say, "How can I punish you? You're a pure angel." Dumnezeu i-ar spune: "Cum să te pedepsesc? You didn't commit anything wrong. Cum să te pedepsesc pe tine? Tu n-ai făcut nimic rău." That is problem number one. Asta e problema numărul unu. Nobody else can die in your place. Că nimeni nu poate muri în locul tău. And secondly, în al doilea rând, God will say to the angel, "Listen, you're only one person. Even if you die, you can only die for one person, not for all the millions of people in the world." Dumnezeu răspunde unui înger: "Tu ești unul singur, nu poți muri pentru mai mulți oameni, doar pentru unul." So you got to understand the death of Christ. Deci trebuie să înțelegem moartea lui Hristos. No created being could die in your place. Nicio ființă creată nu putea muri în locul tău. There's only one person who could die. Unul singur putea să moară. And that is the judge himself. Și acesta era judecătorul. Not an earthly judge, because he's created. Nu judecător pământesc, pentru că el a fost creat. But the creator of the universe. Dar creatorul universului. Because he's infinite. Pentru că el este infinit. He can die for infinite number of people. El poate muri pentru un număr infinit de oameni. And because he himself is the creator. Și pentru că el însuși e creatorul. He is the only one who can die for our sins. El e singurul care poate muri pentru păcatele noastre. That's why all these groups that say that Jesus was a created angel or something, it's all rubbish. How can a created angel die? De aceea aceste grupuri care spun că Iisus e doar un înger creat sunt niște gunoaie. Not possible. Și nu se poate asta. It had to be God himself who hung on the cross. Iisus Hristos trebuie să fie Dumnezeu care a târnat pe cruce. And because there were three persons in the Trinity, și pentru că sunt trei persoane ale Trinității, acest lucru se poate. If there was only one person in God, it would not have been possible. Dacă ar fi o singură persoană în Dumnezeu, nu s-ar putea. There are some people who believe that. Și sunt oameni care așa cred. There is only one person there. Că există o singură persoană în Dumnezeu. Then how could he die? Și cum să moară dacă el the whole earth would collapse. Dacă moare el, s-ar prăbuși pământul, dacă creatorul ar muri. Dar pentru că sunt trei persoane în Dumnezeu. Tot ce e în Biblie e plin de adevăr. Când înțelegem asta, că Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui și pentru că Fiul Lui era Dumnezeu atotputernic, care a luat asupra Lui păcatul păcatul nostru. And when Jesus hung on the cross for 3 hours. Și când Iisus a târnat pe cruce 3 ore. Many of us think of the physical suffering he went through. Mulți dintre noi ne gândim la suferința fizică prin care a trecut. That is very little compared to the real punishment. Și asta e puțin pe lângă adevărata pedeapsă care a primit. The punishment for your sin is not physical death. Pedeapsa pentru păcatul tău nu este moartea fizică. Because if that is the punishment, then we all get it when we die. Pentru că dacă asta e pedeapsa, atunci toți o primim la moarte. Then everybody will go to hell. Și atunci am putea merge singuri în rai. Doamne, a murit, gata, mi-am ispășit pedeapsa. Deci Iisus nu doar fizic a murit. Dacă ar fi murit doar fizic, nu-mi lua pedeapsa. Pentru că moartea fizică nu este pedeapsa pentru păcat. Pedeapsa pentru păcat este moartea veșnică. Și pentru 3 ore, când Iisus a spus: "Tatăl meu, Tatăl meu, pentru ce m-ai părăsit?" What he suffered was hell. El ce a suferit a fost iadul. To be forsaken by God is the punishment of hell. A fi părăsit de Dumnezeu este pedeapsa iadului. I don't think anybody knows what that means.
Nu cred că cineva știe ce înseamnă asta. Because there's nobody on this earth who has been forsaken by God. Pentru că nu e nimeni pe pământ care să fi fost părăsit de Dumnezeu. Not even that man called Legion in Jesus' time who had 2000 demons in him. Nici măcar acel om pe care l-au numit Legiune, care avea mii de demoni even în el. He was not forsaken by God. Nici măcar el nu era părăsit de Dumnezeu. On this earth. Pentru că trăia pe pământ. But to be forsaken by God, nobody on earth has experienced it. Dar a fi părăsit de Dumnezeu, efectiv, nimeni pe pământ n-a experimentat. You think of the worst suffering, the worst torture, the worst sickness anybody has. Gândește-te la cele mai mari torturi sau boli pe care le are cineva. The worst pain. Cele mai mari dureri pe pământ. It's not even a drop compared to being forsaken. Nu sunt nici măcar o picătură comparate cu suferința de a fi părăsit de Dumnezeu. Jesus knew about it. Și Isus știa asta. Jesus told a story once. Și Isus a spus o întâmplare odată. Jesus told many parables. Iisus a învățat multe pilde oamenii. True story. Însă uneori spunea întâmplări adevărate. For example, he told about Abraham, Isaac and Jacob in heaven. De exemplu, spunea despre Avram, Isaac și Iacov care sunt în cer. And then he told about another person who was in heaven. Și apoi a mai vorbit despre o altă persoană care era în iad. That was a poor beggar called Lazarus. Care era în iad, în rai, Lazar. And Jesus told us it was a true story, it was not a parable. Era o întâmplare adevărată, nu era o pildă. In a parable, Jesus never used any names like Abraham, Lazarus and all that. În pildă, Iisus niciodată nu folosea nume precum Avram, Lazar și așa mai departe. Never. Niciodată. He never used names in parables. Niciodată nu folosea pilde, nume în pilde. And that's why we know this was not a parable, it was a true story. Și de aceea știm că aceasta nu era o pildă, ci o întâmplare adevărată. There was a rich man. Era un om bogat. Probably regular in the synagogue as a Jewish. Care mergea probabil regulat la sinagogă ca evreu. But he didn't have faith in God. Dar nu credea în Dumnezeu. And he died. Și a murit. And as soon as he died, Jesus said he went to hell. Și îndată ce a murit, Iisus a spus că a mers el, omul acesta bogat, în iad. You and I don't know who's going to hell or who's going to heaven. Acum tu și eu nu știm cine merge în rai și cine merge în iad după moarte. Jesus knew. Dar Iisus știa. He came from there. Pentru că El de acolo a venit. El a venit din cer. Și știa cine e într-o parte și în cealaltă. Și știa de asemenea Iisus că Lazar a mers în rai. Probabil că această întâmplare a fost înainte ca Domnul Iisus să fie pe pământ. Înainte ca El să coboare pe pământ. Poate s-a întâmplat această întâmplare și bogatul a mers în iad. Și probabil că Domnul Iisus l-a văzut pe Lazar în cer. Deci este o întâmplare adevărată pe care Domnul Iisus a văzut-o. Și spune că omul acela suferea în iad. Și știi ce spune? Abraham, please send somebody to go and preach to my five brothers. Avram, te rog, du-te, trimite sau du-te tu și predică la cei cinci frați ai mei. Those five brothers don't know. Acei frați care nu știu. Nu știu cum trăiesc. Because they have not repented of their sin. Și nu știu încotro se îndreaptă pentru că nu se pocăiesc. You know there's a cry coming up from hell. Știți că este un țipăt care vine din iad. Let me show you that story. Să vă arăt această întâmplare. It's in Luke chapter 16. Este în Luca 16. This rich man when he went to hell. Acest bogat când a ajuns în iad. This is a true story Jesus said. E o întâmplare adevărată spusă de Isus. I'm not ashamed or afraid to tell anything that Jesus spoke. Mie nu mi-e rușine să vă zic ceva ce a spus Isus. He said in Luke 16 verse 27. În 27. Father, I beg you, send him to my father's house. Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. 28. Mai departe. I have five brothers. Căci am cinci frați. That he can warn them, lest they also come to this place of torment. Și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. And what did Abraham say? Și ce a răspuns Avram? Verse 29. 29. They've got a Bible. Au Biblia. They've got a Bible at all. O Biblie acasă. Moses and the prophets is a word for the Bible. Moise și prorocii, asta înseamnă Biblia. Abraham says. Deci Avram spune. Why do they need an angel to go and tell them? De ce e nevoie de un înger să meargă să le spună? They've got a Bible. Doar au o Biblie. And that's what he says today also. That's what if you go to Abraham today, he'd say the same thing. Și dacă ar coborâ Avram astăzi, la fel ți-ar spune, ai o Biblie. Why should an angel from heaven come and tell all those people in Zalau that there's a hell? Ce nevoie de un înger din cer să se coboare în Zalău să le spună oamenilor că există rai și iad? Au Biblie. Which they say they believe.
în care spun ei că cred. And they say they believe in Jesus. Și mai spun că cred în Isus. If they open the Bible, they will see that Jesus spoke about hell. Dacă vor deschide Biblia, vor vedea că Domnul Isus a vorbit despre iad. Supposing tonight. Să presupunem că în seara asta. An angel came into your room. Vine un înger în camera ta. And said to you. Și îți spune. There is a real hell. Există cu adevărat iad. Christ, și dacă nu-ți predai viața lui Isus, vei ajunge în iad. Will that make you believe more in hell? Oare asta te-ar face să crezi mai mult în iad? It won't make me believe more in hell. Pe mine unul nu mă face să cred mai mult. Because I believe in the word of Jesus more than any angel's word. Pentru că eu unul cred mai mult în cuvântul Domnului Isus decât în orice alt înger. They've got a Bible. Au o Biblie. And then the rich man said. Și apoi bogatul a zis. In verse 30. În versetul 30. No, Father Abraham. Nu, părinte Avram. If someone goes to them from the dead, they will repent. Ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se va pocăi. Se vor pocăi. He knew that that is why he went to hell. Știa bogatul că de aceea a mers el în iad. He had not repented. Pentru că nu se pocăise. Many believe in Jesus. Mulți cred în Isus. Let me tell you the truth. Să vă spun adevărul. You won't go to heaven by believing in Jesus. Nu veți merge în cer crezând în Isus. Even the demons believe in Jesus. Pentru că și demonii cred în Isus. Those who believe in Jesus don't go to heaven. Cei care cred doar în Isus nu merg în rai. Before you believe in Jesus, you have to repent from your sin. Ci înainte să crezi în Isus, trebuie să te pocăiești de păcatul tău. Așa spune în următorul verset. He didn't say that they don't believe. N-a spus că ei nu cred. He said they haven't repented. Ei spun că nu s-au pocăit. Somebody must go and tell them to repent. Cineva trebuie să meargă să le spună să se pocăiască. Where are the preachers today telling you to turn from sin? Unde sunt predicatori astăzi care spun să te întorci de la păcat? Hardly anybody. N-aud pe nimeni. Where are the people who tell you that with your internet pornography you'll go to hell? Unde sunt acei oameni care să spună că dacă te uiți pe internet la pornografie mergi în iad? You fill your mind with all this filthy stuff. Pentru că îți umpli creierul cu tot felul de chestii murdare. You're violating the laws of God. Și încalci legile lui Dumnezeu. Insulting his creation. Și insulți creația lui. He did not create those women for you to look at their naked bodies and lust after them. Dumnezeu n-a creat acele femei ca tu să te uiți și să poftești trupul lor goale. You may not believe me. Poate nu mă crezi. But when you stand before God, you will remember that I warned you about. Când vei sta înaintea lui Dumnezeu, îți vei aminti că te-am avertizat. I can't save anybody from hell. Eu nu pot să vă mântuiesc pe niciunul de iad. But I can tell them if they are going there. Dar pot să vă spun. And tell them to turn around. Sunteți poate pe drumul spre iad, dar trebuie să vă întoarceți. Dacă înșeli oameni. If you harm people. Dacă rănești oamenii. And you hurt someone whom God has created. Și ai rănit pe unul pe care l-a creat Dumnezeu. That's a sin. E un păcat. Whether it's your wife or husband. Fie că vorbim despre soțul sau soția ta. Don't think this is my wife, I can treat her as I like. Nu te gândi că dacă e soția ta poți să o tratezi cum vrei. Before she became your wife. Înainte să fie ea soția ta. She was God's creation. Ea a fost creația lui Dumnezeu. She belongs to God first. În primul rând, ea aparține lui Dumnezeu. And you have no right to treat God's creation any way you like. Și nu ai drept să tratezi creația lui Dumnezeu cum vrei tu. If we treat human beings the way we like. Dacă tratăm oamenii așa cum vrem. I'll tell you honestly. Vă spun sincer. You will have to answer to God one day. Va trebui într-o zi să-i dai socoteală lui Dumnezeu. So Jesus hung on the cross. Deci Iisus a târnat pe cruce. Trei ore experimentează iadul. Took our punishment. Și ia pedeapsa noastră asupra lui. And now he offers it to us free. Și acum ne oferă gratuit. He says, turn from sin. Și ne spune, întoarce-te de la păcat. Second place where we see how much God hates sin. Acesta este al doilea loc în care vedem cât de mult urăște Dumnezeu păcatul. First we saw in Adam being kicked out for one. Prima dată am văzut cum Dumnezeu l-a dat pe Adam afară din Eden pentru un păcat. And second we see the tremendous agony that Jesus went through on the cross facing hell. Și în al doilea rând vedem agonia Domnului Isus care a târnat 3 ore pe cruce. You say, God, Father, isn't there an easier way to save us from our sin? Doamne, dar nu se putea altcumva să ne salvezi de păcatele noastre? Does it have to be such a painful way? Chiar ar trebui să fie acel drum dureros? Your son has to suffer hell for 3 hours? Ca fiul tău să sufere chinurile iadului 3 ore? All the concentrated punishment for eternity was concentrated into 3 hours. Și toată pedeapsa pentru omenire în istorie a fost concentrată acolo în 3 ore. I don't think
Even when we see him face to face, we'll understand the depth of that agony. Cred că nici atunci când vom vedea față în față pe Iisus, nu vom înțelege profunzimea agoniei lui. I can't understand how people say they believe in that and still go and sin. Și nu-mi imaginez cum oameni care spun că cred în Iisus încă păcătuiesc. I'm tempted to sin. Eu sunt ispitit să păcătuiesc ca tine. But when I'm tempted to sin, I often think about Jesus hanging on the cross. Dar când sunt ispitit să păcătuiesc, mă uit la Domnul Iisus Hristos care atârnă pe cruce. I say, Lord, please help me to see that. Și spun, Doamne, ajută-mă să am această imagine. Când sunt păcătuit, sunt ispitit să păcătuiesc. Cu gândurile mele, cu limba mea, cu... Și când trebuie să fac ceva rău, ceva ce conștiința îmi spune că Dumnezeu urăște, și atunci încerc să mă gândesc la cruce și la Iisus care stă acolo. El care putea căra lumea întreagă așa de ușor. El care, fără probleme, ținea în mâna lui stelele. Când l-a târnat acolo, el a trebuit să ducă păcatul meu. Și l-a apăsat păcatul meu. The stars never weighed him down. He could just play with them easily. Iisus putea să joace cu stelele cu ușurință. My sin was heavier than the earth and heavier than the stars. Dar păcatul meu era mai greu decât stelele și l-a împingeau acolo pe cruce. He who bears the universe could not bear my sin. Creatorul și cel care ținea universul nu putea să țină păcatele mele. Weighed him down and killed him. Ci l-a apăsat și l-a omorât. And I say, Lord, help me to hate sin in my life. Doamne, ajută-mă să urăsc păcatul. Many Christians talk so lightly about Calvary. Mulți creștini se gândesc cu așa ușurință la Calvar. They sing so lightly about Golgotha without any tears in their eyes. Și cântă așa ușor despre Golgotha fără lacrimi în ochi. I can never sing about Golgotha without weeping. Nu pot să cânt despre Golgotha fără să plâng. Even though I was converted 50 years ago. Deși acum 50 de ani m-am întors la Hristos. When I think of Golgotha today. Încă azi când mă gândesc la Hristos, la Golgotha. Tears come to my eyes. Ochii îmi lacrimează. Because I know he died for me. Pentru că știu că el a murit pentru mine. The weight of my sin. Și greutatea păcatului meu. For my Savior. A fost prea mult pentru Mântuitorul meu. Și l-a apăsat. And there I see the seriousness of sin. Și acolo îmi dau seama cât de grav e păcatul. And I know that if I had committed only one sin in my life. Și știu că dacă doar un păcat aș fi avut în viața mea. That would have cut me off from God. Asta m-ar fi îndepărtat de Dumnezeu. Like Adam. Ca pe Adam. And Jesus loved me so much that he would have come and died just for that one sin. Și Domnul Iisus m-ar fi iubit atât de mult încât ar fi venit pe pământ și ar fi murit pentru acel singur păcat al meu. When I preach the gospel to little children. Când predic evanghelia copiilor. I say, do you know how much Jesus loves you? Întreb pe copii, știi cât de mult te iubește Domnul Iisus? Boys and girls, I'll tell you how much Jesus loves you. Știi cât de mult vă iubește Domnul Iisus, băieți și fete? If you were the only bad boy in the whole world. Dacă ai fi fost singurul băiat rău din lumea asta. All the other children were good. Și toți ceilalți copii erau buni. And you were the only bad boy. Și tu ai fi fost singurul băiețel rău. Jesus would have come from heaven just for you. Iisus ar fi coborât din cer doar pentru tine. And died for you. Și ar fi murit pentru tine. Don't you want to love him? Nu vrei să-l iubești? You know, about 55 years ago. În urmă cu vreo 55 de ani. I joined the Indian military. M-am înscris, m-am înrolat în armata indiană, în marină. A naval officer. Și am devenit un ofițer în marină. I was all set to I wanted to be the admiral of the Indian Navy. Și dorința mea era să devin admiral în marina indiană. I worked hard. Și am lucrat din greu. One day Jesus came into my heart. Și într-o zi a venit Iisus în inima mea. And showed me something better to live for than just being an admiral. Și mi-a arătat că pot trăi pentru ceva mai presus decât de a fi un admiral. Opened my eyes to a wonderful life I could live. Și mi-a deschis ochii pentru o viață minunată. Where I could travel around and tell people how to escape hell and go to heaven. Cum eu pot călători și să le spun oamenilor cum să scape de iad. And I said, Lord, și am zis, Doamne, if you call me, I'll serve you. I'm ready. Dacă tu mă chemi, sunt la dispoziția ta. When I was 24 years old. La 24 de ani. The Lord said, quit your job. Domnul a spus, lasă slujba ta. Come and serve me. Vino după mine. So I gave up my salary, gave up my job. Și am renunțat la slujba mea, la salariul meu bun. And I started serving the Lord. Și am început să-L urmez pe Dumnezeu. And it's been the most wonderful thing of all. Și a fost cea mai bună decizie.
And I know one of these days Jesus will come soon. Și știu că într-una din aceste zile Iisus va veni în curând. Why do I say that? De ce spun asta? There are two places on earth mentioned in the Bible in relation to the last days. Sunt două locuri pe pământ despre care Biblia vorbește despre zilele din urmă. Let me read that to you. Să vă citesc. And we'll close with this. Și vom încheia cu aceasta. Luke 21 verse 24. Luca 21 cu 24. The last part of verse 24 says. Ultima parte a versetului 24 spune. Jerusalem, as the city of Jerusalem will be trampled by non-Jewish people until the times of the non-Jewish people is fulfilled. Și orașul Ierusalim va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. When Jesus was on earth, când Domnul Iisus era pe pământ, Jerusalem was ruled by the Romans. Ierusalimul era sub conducerea romanilor. And all the time from then on. Și de atunci încoace. It was ruled by different people, by never by the Jews. Ierusalimul a fost condus de multe neamuri, dar niciodată de evrei. Like it says here, by the Gentiles. Cum spune aici, de neamuri. Then the Muslims ruled it for a long time. Apoi musulmani au condus Ierusalimul mult timp. Then from 1917 onwards the British ruled. Apoi au fost evrei din 1907, britanici din 1917. It was only in June 1967. Și în cele din urmă, doar în iunie, first time in 20 centuries that the Jewish people got Jerusalem. În luna iunie anul 1967, Ierusalimul a ajuns din nou în mâinile evreilor. The first time in 20 centuries. Pentru prima dată după 2000 de ani. At last, Jerusalem came into the hands of non-Gentiles. În sfârșit, Ierusalimul a ajuns în mâna evreilor. But Jesus said that 2000 years ago. Dar Iisus a spus asta în urmă cu 2000 de ani. He said when that happens. El a spus când se va întâmpla acest lucru. Then you know that the times of the non-Jewish people is over. Vei ști că vremea neamurilor s-a sfârșit. And Zechariah chapter 14. Și în Zaharia 14. And verse 2. Cu 2. The Lord says, I will gather all the nations against Jerusalem to battle. Domnul spune, voi strânge împotriva Ierusalimului toate neamurile la război. In other words, this is written 2500 years ago. Și asta e scris acum 2500 de ani. That in the last days. Când zilele din urmă. There will be a tremendous conflict around the city of Jerusalem. Va avea loc un mare conflict, un mare război în jurul Ierusalimului. I mean, there are many other big cities. Sunt multe alte orașe mari. London, New York, Tokyo. Londra, New York, Tokyo. Jerusalem is one of the smallest cities in the world. Ierusalimul este unul dintre cele mai mici orașe din lume. But around that small city, Jesus, the Bible says 2500 years ago the whole world is going to have conflict. Dar Biblia spune în urmă cu 2500 de ani că în jurul acestui orășel tot conflictul lumii se va concentra. That's one of the signs of the last days. Și acesta este unul dintre semnele zilelor din urmă. 100 years ago, în urmă cu 100 de ani, nobody talked about Jerusalem. Nimeni nu pomenea Ierusalimul. Even 60 years ago, chiar acum 60 de ani, nobody talked about Jerusalem. Nimeni nu vorbea despre Ierusalim. But now, astăzi, it's in the papers almost every day. Aproape zilnic apare la știri Ierusalimul. Every day it's in the news. În fiecare zi e la știri. Some conflict about Jerusalem. Un conflict la Ierusalim. And all the nations discussing what shall we do there. Și toate țările discută ce să facă cu Ierusalimul. The Palestinians, the Jews, cu palestinienii, cu evrei, cum să îi împace. So that's one city mentioned in relation to the last day. Deci, and we see it happening. Acesta este un oraș menționat în legătură cu zilele din urmă și vedem sub ochii noștri întâmplându-se. Și este o altă țară despre care se vorbește pentru zilele din urmă. Only two places. Doar două locuri. It's not America. Nu e America. It's not England. Nu e Anglia. It's not India. Nu e India. It's not Romania. Și nici România. Revelation chapter 9. Apocalipsa 9. The Lord says. Domnul spune. You know the Bible says that Jesus will come at the last trumpet. Știți că Biblia spune că Iisus va veni la lupta din urmă. And in the book of Revelation you read about seven angels with seven trumpets. Și în Apocalipsa citim despre șapte îngeri cu șapte trompete. And the seventh trumpet is when Christ will return. Și când a șaptea trompetă va suna, va veni Hristos. Before that is the sixth trumpet. Dar înainte de asta e a șasea trompetă. Just before Christ coming. Chiar înainte de venirea lui Hristos. Revelation chapter 9 verse 13. Apocalipsa 9 cu 13. The sixth angel sounded.
Al șaselea înger a sunat din trâmbiță și am auzit o voce. Next verse. Următorul verset. 14. Da. Saying to the angel of the trumpet, release the four angels, which means demons, who are bound at the great river Euphrates. Zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. You know where the river Euphrates is? Știți unde este Eufratul? It flows right through the middle of the country of Iraq. Este chiar în mijlocul Irakului. That's the second country mentioned in the relation to the last. Este a doua țară despre care se vorbește pentru zilele din urmă. Ierusalim and Iraq. Și Irak. John wrote about war in Iraq 2000 years ago. Și Ioan, iată cum vorbește despre războiul din Irak în urmă cu 2000 de ani. He says here that they're going to be released and so many people are verse 15. So many people are going to be killed. Și în 15 spune că au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Verse 16. Și în 16. Armies are going to be so huge, 200 million. Și oștirea lor va fi de 200 de milioane. It's talking about armies, warfare and death. Se vorbește despre armate, război. And again, a second time in chapter 16. Și apoi în capitolul 16, a doua oară. The sixth angel poured out the vial, verse 12. Cu 12. Revelation 16, verse 12. Yes. And the sixth angel poured the bowl on the great river Euphrates. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. 16 cu 12. Chapter 16, verse 12. Yes. And the water was dried up, and the way prepared for the kings of the east. Și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din est. Again, war. Din nou război. Around the Euphrates, the river. În jurul râului Eufrat. So, deci, when I see the newspaper, când citesc în ziare and every day I read about Jerusalem and și în fiecare zi citesc despre Ierusalim și Irak, conflict around Jerusalem, conflict around Iraq, conflict în Ierusalim, conflict în Irak. 6-7 years ago we never even heard about Iraq. 6-7 ani în urmă nici n-ai fi auzit despre Irak. We never heard of any war in Iraq. Mai mulți ani în urmă n-auzeam despre război din Irak. 7-8 years ago. Și unde era Irakul atunci? But what have you heard in the last 6 years? Dar în ultimii 6 ani, gândiți-vă. Almost every day. Aproape zilnic auzim la știri. Dear brothers and sisters, dragi frați și surori, and dear friends, și dragi prieteni, we are approaching the time written about in the Bible. Ne apropiem de timpul scris în Biblie. When Christ will come. Când Hristos va veni. Whether you believe it or not, fie că crezi, fie că nu crezi. You and I are going to stand before him. Tu și cu mine vom sta înaintea Lui. And we're going to give an account of every single thing we ever did on this earth. Și vom da socoteală de fiecare lucru pe care l-am făcut în viață. Every sin that you did not repent of. De fiecare păcat de care nu te-ai pocăit. Every human being you hurt in any way with your words or deeds. De fiecare om pe care l-ai rănit prin faptele sau prin cuvintele tale. Every person you cheated. Fiecare persoană pe care ai înșelat. Every adultery you ever committed. Orice curvie pe care ai făcut-o. Every lie you ever spoke. Orice minciună pe care ai spus-o. We have to give an account to God. Va trebui să-i dai socoteală lui Dumnezeu. In our memory there's a videotape that started running when we were born. În mintea noastră există o casetă video care a început să meargă atunci când ne-am născut. And it's been recording, recording, recording everything you did in your life in the day. S-a înregistrat tot ce ai făcut în viața ta. And when Christ comes back, și când va veni Hristos, he will raise up all those who died in past generations. Vor fi înviați toți oamenii care au murit. We all stand before him. Și toți vor sta înaintea lui. One by one. Și unul câte unul. We will stand before Almighty God. Vom sta înaintea Dumnezeului celui viu. And he will rewind the tape of our memory. Și îl va da înapoi caseta cu memoriile noastre. Play it back on a screen for the whole world. Și apoi o va pune pe un ecran ca lumea întreagă să vadă. And I can imagine God showing your life to the whole world. Și pot să-mi imaginez cum Dumnezeu va arăta viața ta întregii lumi. Everything. Tot. Your thoughts. Gândurile tale. Cuvintele. All your pretending to be a good Christian. Cum te-ai făcut tu că ești un creștin bun? Tot ce ai făcut în ascuns. And the Lord will show that to the whole world in that day. Și Domnul o va arăta lumii întregi în acea zi. Și el va zice. Well, people, what do you think? You think this man deserves to go to heaven? Și va zice Dumnezeu, ce ziceți, oameni buni? Omul acesta merită să meargă în rai? First class hypocrite. A fost un ipocrit de primă clasă omul. Went to church and clapped and sang. S-a dus în biserică și a cântat și a ridicat mâinile. See the videotape how he lived in private? Dar ia uitați-vă pe casetă cum trăia el în ascuns. Everybody will say. Și toți vor zice. Yes, God, he deserves to go to hell. Da, Doamne, ai dreptate, el merită în iad să meargă. He may have been a pastor or a bishop.
chiar dacă e un pastor sau un prezbiter. Are un păcat ascuns în viața lui. Poate fi chiar un bătrân al bisericii. Sau un om de afaceri respectat în societate. Dar când viața lui ascunsă e dată pe față, lumea întreagă va fi de acord cu Dumnezeu că merită să meargă în iad. De aceea zicea Domnul că în acele zile mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă. Și unii dintre oamenii simpli pe care tu i-ai disprețuit și poate nici nu-i cunoscut în viață. Unele femei bătrâne care poate nici nu le-ai băgat în seamă. Le-ai disprețuit, oh, bătrânii ăștia învechiți. Poate vei avea o surpriză când va veni Hristos. Unele dintre acele bătrâne pe care le disprețui va fi cu mult înaintea ta în împărăția lui Dumnezeu. Nu disprețui tu pe nimeni. Judecă-te pe tine însuți. E cel mai sigur lucru pe care îl poți face. Dar vestea bună este că pe aceea casetă video, ascultă, every sin that you honestly confess to God, fiecare păcat pe care l-ai mărturisit lui Dumnezeu sincer, poate fi șters de pe casetă prin sângele Domnului Iisus. If you don't confess it, dar dacă nu îl mărturisești, you blame your wife like Adam, și dai vina pe soția ta, ca Adam, blame somebody else, sau dai vina pe altul, it will not be blotted out. Nu poate fi șters. But even like the thief on the cross, dar ca și tâharul de pe cruce, Lord, it was my sin. Doamne, e păcatul meu. I don't blame my father, mother, brother. Nobody. Nu e vina părinților sau fraților că am ajuns tâlhar. Sunt eu vinovat. Everybody who said that. Și oricine va fi așa, păcatul lui va fi șters. So that's the good news of the gospel. Deci asta e vestea bună a Evangheliei. I love Jesus. Îl iubesc pe Iisus. Because he paid such a price to save me from hell. Pentru că a plătit așa un preț de mare să mă salveze de iad. And even if I travel the world for 100 years, it will not be enough to show my gratitude. Și chiar dacă aș călători încă 100 de ani în lume să predic, n-aș fi în stare să-i mulțumesc. So I want to invite you today. Și mă gândesc la tine astăzi. Whoever you are. Oricine ai fi. To be honest with God. Și sper să fii cinstit cu Dumnezeu. I'm not asking you to be holy. Nu-ți cer să fii sfânt. That'll come later. Asta va veni mai târziu, Sfințenie. Today, be honest. Azi își cer să fii cinstit. Lord, I acknowledge my sin. Și să spui, Doamne, eu recunosc păcatul meu. These are the things I've done. Iată ce am făcut eu. I want to open my heart. Vreau să-mi deschid inima. And make Jesus Christ Lord of my life. Și să-l fac pe Domnul Iisus, Domnul vieții mele. Știu că vii curând. I read in the newspapers about Iraq and Jerusalem. Citesc în ziare despre Irak și Ierusalim. Și sunt fericit. Because you're coming soon. Că tu vii curând. I want to be ready. Eu vreau să fiu gata. I don't want to hear a message like this and not be ready when. Nu vreau să ascult un mesaj ca acesta și să nu fiu pregătit. Lord, help me. Doamne, ajută-mă. Forgive my sin. Nu mai vreau să trăiesc în păcat. Vreau să mă întorc de la păcatul meu. Help me to join a good church where I hear the word of God. Ajută-mă să merg la o biserică bună unde să aud cuvântul lui Dumnezeu. Not some dead church where they don't preach against sin. Nu la o biserică moartă unde nu se predică împotriva păcatului. Dead churches and dead pastors that have ruined my life. Nu la cei pastori și acele biserici moarte care mi-au ruinat viața. I want to get rid of all that. Vreau să scap de asta. I want to be a part of a church that preaches against sin. Vreau să fiu într-o biserică unde se predică păcatul, împotriva păcatului. Ca să fiu gata pentru a doua venire a lui Hristos. Să ne plecăm capetele. While our heads are bowed in prayer. Și să ne rugăm. I want to ask you, dear brothers and sisters. Vreau să vă întreb, frați și surori. Even if you think you're a Christian. Chiar dacă crezi că ești creștin. You say you're a believer. Sau poate spui că ești un credincios. Spui că tu l-ai acceptat pe Hristos și ai fost botezat. Să știi că nu mă interesează să aud asta. I want to ask you one question. Vreau să spun o singură întrebare. Have you seen that it is your sin that weighed down Jesus on the cross? Știi tu că păcatul tău l-a ținut pe Hristos pe cruce? That your sin was heavier than the universe, he couldn't bear it? Știi că păcatul tău a fost mai greu decât universul și nu l-a putut duce? Do you hate your sin? Urăști tu păcatul tău? You take sin lightly in your life? Iei tu păcatul cu ușurință în viața ta? Repent. Pocăiește. Believer or unbeliever, whoever you are. Credincios sau necredincios, oricine ești. Repent of your sins. Pocăiește-te de păcatele tale. Sins of action, sins of words. Păcate în acțiuni, păcate în fapte, sins în vorbe, of thoughts. În gânduri. Say, Lord. Și spune, Doamne.
Ziua aceasta vreau să fie o zi marcantă în care m-am întors la păcat. Ajută-mă! Vreau să trăiesc o altfel de viață de astăzi. Te rog, dă-mi Duhul Tău Sfânt și umple-mă de Duhul Tău Sfânt. Intră în inima mea, Doamne Iisuse, și umple-mă de Duhul Sfânt. Avem nevoie de putere pentru omul interior, pentru a birui păcatul. Îți mulțumesc, Doamne, că ai ascultat rugăciunea mea. Vreau să spun în numele Domnului Iisus că dacă te-ai rugat sincer rugăciunea aceasta, Domnul te-a ascultat. Și să nu te joci cu Dumnezeu. Ia-o foarte în serios. Și spune, Doamne, eu chiar vreau să trăiesc cu Tine în fiecare zi. Find a good church that you can join. Și du-te și integrează-te într-o biserică bună. You can't live the Christian life alone. Nu poți să trăiești ca un creștin doar stând acasă. You can't live the Christian life if you don't have good teachers. Nu-ți poți trăi viața de creștin dacă nu ai un profesor, un învățător bun. Thank you for hearing us, Father. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai ascultat. Bless all those who are making a decision here today. Binecuvintează-i pe toți cei care au o decizie astăzi. May be glorified. Și numele Tău să fie glorificat. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amen.